acolo nu m-am urcat pe podium sub numele de Simona Radeș. Și eu acolo am reprezentat România alături de Ancuța. Și această medalie este a tuturor. Simona Radeș, singura sportivă a clubului Steaua, medaliată cu aur la Jocurile Olimpice de la Tokyo, în proba de două vâzle feminin, și-a petrecut primele zile de vacanță acasă, alături de familie. Canotoarea în vârstă de 22 de ani a primit recent în casa natală o echipă Steaua TV. Cu această ocazie, Simona ne-a povestit cum a fost revenirea în Avrămeni, care sunt locurile dragi din sat, ce a simțit în momentul în care a purtat drapelul României la festivitatea de deschidere, dar și care a fost cel mai tensionat moment de la Tokyo. Simona, cum te-au primit ai tăi la sosirea de la Tokyo? A fost o primire liniștită, plină de emoții. Am fost doar eu și ei, nu am invitat oameni. Am vrut să putem să ne bucurăm unii de ceilalți în liniște, să putem depăna amintiri, și am avut ce depăna pentru că nu am mai fost acasă de foarte mult timp și s-au adunat multe de spus. Am rămas concentrată pe ce am avut de făcut și susținerea lor oricum am avut-o chiar dacă nu am venit acasă. Deci obiectivul a fost îndeplinit. Ce înseamnă acasă pentru tine? Locul de unde am plecat, locul natal, locul care nu va dispărea niciodată din mintea și sufletul meu. Cum se răsfață Simona Radeș când este acasă? De obicei când vin acasă stau destul de mult, încerc să mă relaxez și are grijă mama să-mi facă toate poftele. Acasă este liniște, lucru pe care nu-l găsești oriunde, și asta mă ajută să mă relaxez și să-mi încarc bateriile. Care sunt mâncărurile preferate pe care ți le permiți, să zic așa, între ghilimele, când ești acasă? Sunt o mâncăcioasă de fel, dar mănânc lucruri modeste când vin acasă. M-a așteptat mama când am venit cu ciorbă de sfeclă roșie și pui cu smântână, sau îi cer, nu știu, tocăniță de ceapă cu legume și lucruri banale pe care nu le găsești, sau dacă le găsești la un restaurant sau în altă parte, nu au același gust ca cele făcute de mama. Cum a fost copilăria Simonei Radeș? Fericită, plină de activitate, pentru că fiind la țară nu aveam timp să ne plictisim. Dimineața mergeam la școală, veneam la prânz acasă, de obicei eram singură cu sora mea, părinții erau pe câmp, se întorceau bea seara de la muncă și noi aveam grijă de gospodărie, de animale, încercam să mai facem uneori, îi așteptam acasă cu mâncare, bine, mâncare gătită de niște copile, acum vânărea, cred că gestul a contat cel mai mult. Erai cu minte sau erai năstrușnică? Ai semne pe corp din copilărie? Am o grămadă de cicatrici pentru că aici, ca la țară, toți copiii în stradă, la joacă, nu conta, zi, seara, mergeam acasă numai când strigau părinții, până răgușeau să mergem să mâncăm și la somn, că în rest eram la joacă mai tot timpul. Majoritatea colegilor mei din clasă sunt în jurul casei mele, suntem apropiați și ne strângeam cu toții, jucam vații ascunsele până seara târziu. Și mi-aduc aminte și acum că ne jucam vații ascunsele, era destul de întuneric afară și m-am gândit eu în ultimile secunde, 3, 2, 1, să schimb locul în care eram ascunsă și a fost o mare greșeală, pentru că într-adevăr am reușit să schimb locul, am traversat strada, doar că nu alergând, nu mergând, ci în genunchi, rașchetând toate pietrele care mi-au ieșit în cale. Acum râd, atunci plângeam de durere și panică pentru că rana a fost destul de adâncă și îmi purgea o grămadă de sânge. Dar, cum spuneam, eram înconjurată de prieteni și au avut ei grijă să mă aduc acasă în siguranță și să fie totul bine. Care erau jocurile tale preferate? Ne plăcea foarte mult să ne alergăm, să fugim, jucam ascunsele, aprinsele. Iarna ne plăcea extraordinar de mult să ne dăm cu sania, pentru că avem și valea aceasta la noi și făceam derdeluși de sus până jos, făceam trenulețul cu săniile și era unul foarte lung. Ne adunam și ne jucam cu beți în copaci, dar ce nu făceam ca la țară, cu mingea, fără minge. Cum era eleva Simona Radeș? Îmi plăcea foarte mult să învăț, era și competiție în clasă, care este mai bun, care ia note mai mari. Mă țineam de carte foarte bine, încă mă țin, pentru că consider că, deși am ales viața sportivă, nu se poate fără a merge în același timp și cu școala. Îmi plăcea foarte mult matematica, dacă nu ar fi fost să merg pe drumul sportului de performanță, aș fi mers probabil pe un profil de matematică informatică. În afară de casa natală, ai vreun loc anume aici, în
în satul tău unde te simți foarte bine, un loc preferat? Mi-ar fi trebuit zilele astea, cred, un loc în care să mă ascunde toată lumea, dar nu m-am ascuns, nici nu am căutat un asemenea loc, pentru că, deși acest rezultat poate mi-a adus și momente mai stresante, totul vine la pachet și trebuie acceptate așa cum sunt. Un loc în care îmi plăcea mie foarte mult să merg când eram acasă și eram mai mică este Căminul Cultural din sat. Mergeam aproape în fiecare zi, aveam oră la prânz undeva la 2:30, 1:30 în funcție de cum putea pe atunci doamna să vină. Și făceam diferite activități, împletii de brățări, cântece, dansuri moderne, populare, și astfel îmi ocupam timpul într-un mod constructiv și productiv în același timp. Cum a fost ziua în care ai plecat pentru prima dată de acasă la București să faci sport de performanță? A fost o zi cu necunoscute, pentru că nu știam ce o să se întâmple, ce o să găsesc acolo, dacă o să-mi placă, dacă nu o să-mi placă. Părinții încă sperau, cred, în adâncul sufletului că o să iau decizia de a mă întoarce acasă înainte să urc în autobuzul care va pleca, dar nu am făcut asta. Țin minte că am prins loc pe ultimul rând din acel microbuz și eu eram pe atunci cu rău de mers și a fost un drum de 8 ore îngrozitor pentru mine, pentru că mi-a fost foarte rău. Și din această cauză, când am ajuns acolo la Snagov, la liceu, era internatul pe atunci, acum nu mai este, erau condiții de internat și eu nu am mai fost obișnuită cu așa ceva înainte. Am sunat acasă și zic: mama, vezi că vin mâine acasă, să mă aștepți la gara, te rog. Și îmi spune: păi cum, așa că abia ai ajuns? Și zic: da, nu-mi place aici, vin acasă. Și ea a încercat să-mi spună: de acum ești acolo, încearcă să cunoști oamenii, să vezi exact cum e, să nu-ți spui părerea atât de repede, fără să cunoști absolut tot, pentru că s-ar putea ca apoi să-ți pară rău. Și așa am și făcut. Următoarea zi am încercat să cunosc oamenii, să mă împrietenesc cu locul și vedeam cu alți ochi toată situația. Am și rămas, nu am mai plecat acasă. A fost o decizie bună, foarte bună, și am ajuns unde sunt astăzi. A fost vreun moment în care de până acum în care ai zis: gata, stop, nu mai pot, vreau să mă las? Nu a fost doar unul, au fost o grămadă de momente, pentru că există zile în care simți că nu mai poți, că de ce trebuie să te chinui tu atât de mult? De ce nu poți să stai liniștit, nu știu, să faci o altă meserie sau să te duci într-o altă direcție? Și îți vine în cap gândul că gata, eu plec acasă, să fac altcineva canotaj, eu am făcut destul. Dar momentele astea trec și e important să ne revenim cu picioarele pe pământ și să spunem: păi stai așa, unde plec? Eu nu plec nicăieri. Las că ți-arăt eu că pot, știi? Ne spunem noi nouă cum ar veni și ne încurajăm. Păi nu se poate. Cât am muncit până acum, ce ar fi să plec acum acasă? Nu. Și atunci, următoarea zi, o luăm de la capăt și continuăm. Și la un moment dat apare iarăși momentul ăsta. S-a gândit ea să mai încercăm o dată și vine. Și vine mai rău. Și atunci chiar mă duc acasă. Acum fac bagajul și plec. Și nu pleci, că n-ai cum să pleci, că e vorba de munca pe care ai făcut-o până atunci și de visele și dorințele pe care le ai pentru viitor. Uite de ce succesul la Tokyo. Tuturor oamenilor dragi, familiei, prietenilor, apropiaților, consătenilor mei, tuturor oamenilor din România și României în același timp. Pentru că eu acolo nu m-am urcat pe podium sub numele de Simona Radiș, și eu acolo am reprezentat România alături de Ancuța. Și această medalie este a tuturor. Cum ți-a schimbat viața medalia de aur? Cred că mi-a deschis anumite drumuri, m-a făcut mult mai cunoscută. Nu m-a schimbat, în schimb, ca om, ca personalitate și caracter, pentru că orice rezultat aș aduce, cred că cel mai important este să rămâi om, să știi să te comporți și să respecti la fel ca înainte să vină acel rezultat. Cum a fost să porți drapelul României la festivitatea de deschidere la Jocurile Olimpice? A fost surprinzător, neașteptat, pentru că am aflat în acea zi cu vreo 2 ore înainte. Lucrurile cred că au fost așezate de așa natură, de sus, încât eu să fiu port drapelul și să și demonstrez mai apoi că am meritat cu adevărat să fiu acolo în acea zi. A fost un moment minunat, plin de emoție. Mi se făcuse piele de găină la un moment dat când am intrat acolo și au început să se audă încurajările, chiar dacă nu era tribuna plină, dar
Japonezii au avut grijă să pună oamenii acolo care să te facă să te simți bine și mândru că reprezinți țara. Dar momentul în care ți s-a intonat imnul național, cum a fost? A fost unic până acum, pentru că deși mi s-a mai cântat imnul la alte competiții, nu se compară cu Jocurile Olimpice. Aceasta este competiția supremă și puțin reușesc să ajungă pe prima treaptă, de aceea am încercat să mă bucur cât mai mult, nu am plâns de fericire, doar m-am bucurat și mă gândeam în gând că toată munca și toți anii prin care am trecut, grei, ușori, momente bune, rele, împreună cu Ancuța au fost niște ani minunați care ne-au adus la acest rezultat extraordinar. Crezi că puteți repeta această ispravă peste 3 ani la Paris și peste alți 7 ani la Los Angeles? Nu cred. Sunt mai mult decât sigură că putem și o să facem asta. Noi suntem abia la început. Drumul nostru va fi lung de acum încolo. Avem doar 2 ani de când ne antrenăm împreună. Acesta este a treilea, adică tot viitorul ne este în față. Este strălucitor, îl și văd. Doar că trebuie să avem sănătate, pentru că este cea mai importantă și să rămânem la fel de conștiincioase cum am fost și până acum, lucru care sunt convinsă că va rămâne la fel. Dincolo de muncă și seriozitate, care au fost aturile voastre, care a fost cheia succesului vostru? Legătura pe care noi o avem una cu cealaltă, relația, atât în barcă cât și în afara ei. Noi ne înțelegem foarte bine și ca prietene, nu doar în barcă facem echipă și pe uscat. Stăm în aceeași cameră de foarte mulți ani deja, ne cunoaștem foarte bine. Avem un program care se lipește și se combină perfect una cu cealaltă și cred că este important să ne susținem din toate punctele de vedere, nu să ne concentrăm atenția doar pe antrenamente și pe barcă. Din exterior, de multe ori ni se spune de către colegi, dar voi nu vă certați niciodată, cum puteți, că noi nu putem. Și zic, ne mai supărăm și noi una pe alta, dar nu ne putem certa, pentru că eu nu pot fără Ancuța și Ancuța nu poate fără mine, suntem o echipă. Care a fost cel mai greu moment la Tokyo sau a existat un astfel de moment? Toată competiția a fost foarte grea, deși din afară nu cred că s-a văzut asta, pentru că la toate cursele am avut un avantaj destul de considerabil. Dar fiecare cursă pe care am tras-o a fost foarte grea, a fost trasă până la epuizare și cred că totuși cel mai greu moment a fost în finală. În ziua aceea am început-o puțin mai cu nervi. Am ajuns în start, acolo era o doamnă care trebuia să ne țină barca și nu avea experiență deloc în domeniu. Ne lovise barca de acel ponton de fier, exista riscul să ne și spargă. Noi trebuia să avem ridicat sistemul care ne ținea bărcile la minutul 5 înainte de cursă și era deja minutul 3 și din cauza României nu se ridicase acel sistem și exista și riscul de a primi un cartonaș chiar dacă vina nu era neapărat a noastră. Se și vede pe filmare la un moment dat că vorbesc cu Ancuța și vorbesc acolo, eram nervoasă, se vedea. Ne-au și spus de acasă când m-au văzut făcând asta, i-a luat cu panică pentru că de obicei nu se întâmplă. Dar din fericire, în momentul în care s-a auzit sunetul plecării, totul a dispărut, nervi, stres, panică, emoții, totul și noi am știut ce avem de făcut și ne-am făcut cea mai bună cursa noastră.